Părinte Micael, părcam în Rumenia, Părinte Micael, Părinte Dumitru Baca, Părinte Profesor, onorată asistență, iubiți colegi, dragi studenți, avem oportunitatea ca astăzi să avem în mijlocul nostru și vă mulțumesc că ați putut fi prezenți. Un teolog catolic, dacă mi se spune foarte ortodox. E vorba de o prezentare de carte, o lansare care se va întâmpla primul rând la noi aici, va continua în țară, la Alba Iulia, da? Așa cum se vede pe afiș, nu mai enunț această chestiune. Deci, e un bun prilej pentru a ne apropia cumva, pentru a apropia aceste medii confesionale ale noastre. Dar ce este important este că avem în față un autor care a avut o aplicare spre teologia de tip ortodox, teologia ortodoxă. Noi nu vorbim aici de teologii, că un ar fi catolic, un ar fi ortodox, în sensul că fiecare e cu ale ei. Însă avem conștiința și credința că teologia este una singură, gândirea despre Dumnezeu este una singură și mă bucură foarte mult să văd aplicarea teologiei apusene către teologia răsăriteană. Vin de la Roma, foarte recent am fost la Roma, la o conferință despre Vladimir Losky. Și ținut această conferință în spațiul Universității de la Lateran, Universitatea Laterană, foarte cunoscută, celebră, universitate cu standarde foarte ridicate, am avut ocazia să audiez conferențiari profesori universitari de la universitatea respectivă, de la Universitatea Gregorianu, profesori de tradiție catolică, vorbind despre teologia lui Vladimir Losky și ce am constatat cu o foarte mare bucurie, aplicarea spre și dorința de a cunoaște teologia ortodoxă. Avem în față, deci, un autor care s-a aplicat spre teologia ortodoxă. Este o temă foarte dragă, teologia ortodoxă. E o temă care ține de liturgică, de liturgica primelor secole. Și, așa cum vorbeam deja cu colegul, părintele profesor Dumitru Vanca, eu, pentru că am predat și patrologie, mi-aminteam că Origen era unul dintre primii care enunța această temă a orientării către răsărit în timpul rugăciunii. Și o argumenta la vremea respectivă. Astăzi vine cu argumente foarte interesante părintele Uwe Michael Lang, este german de origine, predă la Londra, deci profesor care are internaționalizare, este un profesor care este cunoscut în lumea apuseană, vine să ne prezinte această carte tradusă de teologi români, privind către Dumnezeul nostru, orientarea în timpul rugăciunii liturgice. De ce se fac bisericile către răsărit? De ce este necesară o catedrală, fie Iașa Neamului? De ce sunt necesare biserici ca spațiu de rugăciune? Sunt teme ale actualei cărți, teme ale actualei prezentări. Vom lăsa firește autorul să ne spună mai multe lucruri despre aceasta. Vom lăsa prefațatorul pe părintele profesor Dumitru Vanca. Avem aici de față traducătorii și îi veți găsi pe pagina de gardă a cărții. E vorba de Mihail Khalid Karamah și Mihai Răducă. Unul nu este român, unul este român, dar sunt teologi amândoi, absolvenți de teologie românească. Unul este chimist, pardon, iertați-mă, mi se pare că domnul Răducă este specialist în chimie. Deci, cu atât mai mult e delicios să afli că oameni care nu sunt teologi sunt preocupați de ceea ce înseamnă teologia. Este pentru mine o mare surpriză, dar, repet, surpriza vine și în urma faptului că văd o apetență, văd o aplicare a lumii apusene către ceea ce înseamnă
gândirea ortodoxă. Și e, spuneam, un bun prilej și am oferit cu drag această sală. Părintele Patriarh a binecuvântat această întâlnire a noastră. Pentru că nu facem altceva decât să ne cunoaștem reciproc. Oferim acest spațiu în ideea cunoașterii noastre reciproce. Ca să putem vorbi de unire și unitate, nu putem fără să ne cunoaștem. Fără a te cunoaște, nu poți să te unești cu cineva. Drept pentru care suntem datori să ieșim în întâmpinarea oricăreia dintre aceste ocazii, în ideea unei unități, unei uniri, pentru care noi ne rugăm, aminte, în Sfânta Liturghie. Liturghie pentru care se face un specialist în chestiunea aceasta, disciplina aceasta a liturgicii, este un specialist. Îl avem aici. Îi urăm bine, a venit, bun venit în România, bun venit în București, în mijlocul nostru. Și sperăm că această relație să continue și să avem prilejul să ne întâlnim de mai multe ori, fie acolo, fie aici. Pe teme dintre acestea comune, care sunt ale ambelor biserici. Liturgica, rugăciunea, credința, orientarea în timpul rugăciunii, cum e tema de față, da? Deci, nu voi mai lungi vorba, voi da cuvântul Părinte Dumitru Vaca, aveți vrea probabil să prezentați, Părinte Profesor, să prezentați ceea ce ați prefațat, în mod excepțional, și să faceți o prezentare mai amănunțită, am să vă rog, autorului, cu care deja vă cunoașteți de ceva vreme, și am să vă rog să deschideți dumneavoastră această prezentare concretă a cărții pe care o avem acum în față.